venit în studioul meu de creație și de filmări. Știu, arată ca acasă, pentru că asta ne dorim, ca în toate filmările noastre să ai sentimentul de acasă și căldura aceea pe care, mai ales după sărbători, în această perioadă de decembrie, simți nevoia să o ai, simți nevoia de pace sufletească în acest studio pe care l-ați mai văzut anterior. Exista în acest loc doar o mască albă, un mic decor. Acum a apărut un șemineu, se numește Larsen Pure White, de la pefoc.ro, prietenii noștri împreună cu care am pornit la drum atunci când am construit acest hub cu ceva timp în urmă. Am făcut multe lucruri frumoase și continuăm și tare mult îmi place atunci când e liniște, când cortina a căzut peste zi, când echipa a plecat acasă, să mă retrag pe acest fotoliu cu o carte în mână sau pur și simplu cu gândurile mele. Acum îmi place de la distanță să dau drumul șemineului. Telecomanda te ajută și să-l programezi și să pornești căldura, dacă vrei. Instant aeroterma incorporată îți dă căldură cu adevărat, nu doar cea pe care o oferă privirii. Pe de altă parte, ceea ce vedeți este lumină LED, de aceea consumul atunci când nu îți dorești și căldură, ci pur și simplu atmosfera unui șemineu este redus și avem nevoie de asta în perioada pe care o trăim, nu-i așa? A venit împachetat perfect, foarte bine protejat, se montează rapid, chiar și femeie, dacă ești și nu te prea pricepi. Instrucțiunile din manual sunt foarte simple, în maxim 20 de minute a fost montat, este portabil și este compact, se poate muta ușor. Nu este cazul unui șemineu care necesită un coș și care e legat de acel colț de casă. Dacă îți dorești să schimbi decorul și vrei să-l muți, de exemplu, pe un alt perete, asta durează doar câteva minute. Mă bucur tare mult că avem o altă atmosferă în studio acum și cu această căldură a zilei de azi, îmi doresc să vă transmit acel sentiment de a merge mai departe și în anul ce vine cu sănătate, cu bucurie, cu pace în suflet, de fapt. Cred că e tare important acest echilibru din noi. Și vouă vă doresc toate cele bune și prietenilor de la pefoc.ro. Să facem lucruri frumoase și de acum înainte.